Bună ziua! Îmi face o mare plăcere să salut noua componență a Consiliului Audiovizualului. La sigur că vom avea foarte mult de lucru. Nu vreau să mă refer la grajdurile faimoase din miturile antice, dar la sigur că vor fi foarte multe probleme de rezolvat. Este o echipă tânără, în forță, cu o experiență extraordinară, așa că sunt sigură că acest mandat va fi unul foarte interesant și foarte lucrativ. Deci, deschidem prima ședință din acest mandat a Consiliului Audio-Vizualului și conform prevederilor articolului 78 aliatul 5 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, membrii Consiliului Audiovizualului depun în ședință publică o declarație de conformitate pe propria răspundere privind lipsa incompatibilităților prevăzute de articolul 78, alineatele 3 și 4. În acest sens, rog semnarea acestei declarații. Da. Eu am semnat-o. Constatăm că forumul este asigurat și deci putem să discutăm mai departe. Pentru ședința de astăzi este stabilită o singură chestiune la ordine de zi și anume alegerea președintelui și a vicepreședintelui. Vreau să aflu dacă sunt obiecții și propuneri pentru ordine de zi, altele decât cele propuse. Atunci rog aprobarea ordinei de zi. În unanimitate, prin hotărârea Parlamentului privind desemnarea unor membri ai Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova numărul 196 din 3 decembrie, au fost desemnați în calitate de membri ai Consiliului Audiovizualului Republicii Moldova pentru un termen de 6 ani următoarele persoane: Dabija Orest, Turea Larisa, Crestenco Tatiana, Mihalevski Ruslan, Vițu Ieșanu Liliana, Gonța Ana, Râbcă Eugenia. Conform articolului 79, 1 și 2 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, Consiliul Audiovizualului este condus de un președinte și de un vicepreședinte aleși prin vot secret de cel puțin 5 membri ai Consiliului. Ședința Consiliului Audiovizualului, în care este ales președintele, este prezidată de cel mai în vârstă membru al Consiliului. Constatare. La alegerile pentru funcție de președinte sau vicepreședinte poate candida orice persoană din rândul membrilor Consiliului Audiovizualului, susținută la propunerea cel puțin 3 membri. Astfel, vă rog să înaintați propuneri pentru... Propun să fie ales în calitate de președinte a Consiliului Audiovizualului doamna Vițu Ieșanu. Sper că vor mai exista două propuneri, astfel încât să fim trei. Am o propunere. Poate, doamna, cei care doresc, doamna Liliana sau altcineva, cine dorește sau cine este propus, să prezinte o viziune, deci activității, ca putem susține sau nu. Îmi cer scuze, pentru procesul verbal totuși trebuie să fie trei membri care propun candidatura. Eu doar și mai apoi facem prezentarea. Deci eu la fel o propun pe doamna pentru procesul verbal. Liliana Vițu Ieșanu. Patru propuneri, da? Dacă îmi permiteți, doamna președintă,
Aș propune să scoatem din proiectul deciziei sintagma 6 ani, pentru că cred că este mai bine să o scoatem. Cred că putem pune la vot lucrul ăsta, pentru că de ce să nu fie 6 ani? Deja... Da, da. De fapt, este decizia Parlamentului. Sunt de acord, dar... Dar vom acționa pe parcurs în funcție de circumstanțe și de ce se întâmplă mai departe. Probabil. Dar propunerea putem să o supunem votului. Tania, vă referiți la mandatul președintelui? Da, exact. Mă refer la 6 ani la mandatul membrilor CEA. A membrilor? Păi, dar noi putem asta să schimbăm? Nu, asta e decizia Parlamentului. Asta e Parlamentul? Eu cred că noi putem să o scoatem pentru ca să nu arătăm... Eu nu sunt de acord cu propunerea domnului Râbca, pentru că este o hotărâre a Parlamentului și este superioară unei decizii a Consiliului. Bine, a fost o propunere, eu mi-o retrag. A fost doar o propunere. Stimați colegi, eu propun să fie aleasă în calitate de vicepreședintă. Aici sunt votarea este secretă, din câte mi-amintesc, da? Da, da. Deci, respectiv, ca să începem procesul de vot. Ar fi bine să propuneți Andrei, că după aceea să luăm o pauză, că specie în buletinul. Buletinul de vot. Propun să fie aleasă în calitate de vicepreședintă a Consiliului Audiovizualului, doamna Ana Aneta Gonța. Cine are alte propuneri? Susțin această propunere. Da, și eu susțin. Deci... 4 la fel. Dar spate să-l propun și eu pe domnul Râbca. Să-i întorc încrederea și amabilitatea. Mie mi se pare, eu cred în echilibru, inclusiv DGM. Eu nu accept să fiu vicepreședinte a Consiliului Audiovizualului. Ok. Atunci. Eu totuși revin cu propunerea să ascultăm candidații, ce viziuni au și, da, pentru că votul să fie cumva bazat pe idei. Liliana? Ok. În primul rând, bună dimineața. Mulțumesc pentru susținere, stimați colegi. Practic, o să reiterez ce am zis și la audierile în Comisia Parlamentară. Primul lucru pe care îl consider prioritar pentru noua componență și pentru activitatea Consiliului Audiovizualului este să restabilim încrederea în această instituție publică. În primul rând, încrederea că această instituție publică poate să aplice codul de o manieră corectă, poate să acționeze astfel încât să contribuie la dezvoltarea presei autohtone în special și crearea de condiții pentru dezvoltarea presei în Republica Moldova. La fel, să protejeze spațiul informațional, să vină cu acțiuni care să elimine pe parcurs distorsiunile, decalajele, problemele care există și în ce privește publicitatea și în ce privește măsurarea audienței, transparența proprietății. Deci avem mai multe de remediat, mai multe elemente. Primul, haideți așa, dacă ar fi să mă întrebați care ar fi primele câteva acțiuni. Cred că, în primul rând, noi trebuie să ne punem de acord pe planul de acțiuni, pentru n-a mai fost. Până acum, CEAU nu a avut un plan, oamenii nu au știut exact ce, în baza, nu știu, care sunt activitățile pe care CEAU se va concentra. Deci, cred că trebuie să stăm și să discutăm care sunt planul de acțiuni, să vedem fiecare membru ce priorități are, pentru că venim cu toții din diverse domenii, avem viziunile noastre, domeniile, și atunci trebuie să, în acest plan de acțiuni, să se regăsească viziunile tuturor, prioritățile tuturor, și atunci să venim cu acest plan. O acțiune foarte importantă, a doua, este ca să ne ajustăm toate regulamentele și tot ce înseamnă legislația secundară la noul cod. Cred că trebuie să, iarăși aici acum, să beneficiem și de colaborarea și cu societatea civilă și cu experți internaționali pe revizuirea întregii legislații secundare, care a fost adoptată, să spunem așa, din 2019 și să o ajustăm și la cod, dar și să incorporăm bunele practici.
Bineînțeles că atunci când am vorbit despre faptul că ar trebui CEAU-ului să-i redăm încrederea publicului, aici aș vedea ca CEAU să se poziționeze ca un partener al furnizorilor de servicii audiovizuale, pentru că până la urmă scopul nostru nu este doar să facem pe jandarmul, dar în principal să contribuim ca instituție la dezvoltarea sistemului audiovizual din țară. De la noi. Și aici văd și consultări și audieri permanente, bineînțeles, cu toți actorii și cu cei din publicitate și cu furnizorii și cu redistribuitorii. Să-i ascultăm pe toți, să vedem cum putem interveni, să vedem ce soluții practice există. Bineînțeles, monitorizarea este foarte importantă. Deja cunoaștem că există capacități destul de limitate sau cel puțin care nu mai sunt pe măsura să răspundă la nevoile anului 2022, și aici e clar că trebuie să intervenim pe fortificarea capacităților de monitorizare, atât tematice cât și sistemice, nu mai vorbesc de contextele electorale, și aici consider că putem lucra și miza și pe un dialog foarte bun și o colaborare foarte strânsă cu partenerii noștri de dezvoltare, care și în trecut au susținut dezvoltarea capacităților, dar cred că putem să vedem, să extindem, hai să spunem așa, rețeaua de parteneri internaționali și donatori care ar putea să susțină CEAU-ul. În rest, cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem noi este, cu toți împreună, este să aplicăm codul cât mai bine, cu o pricepere și cu de o manieră, de o bună credință, să spunem așa. Cred că aici putem fiecare să punem umărul, să vedem cum lucrăm și ce facem și cu Consiliul Concurenței, pentru că este iarăși o instituție de reglementare foarte importantă, care iarăși ține și de, sau care poate interveni astfel încât să dezvolte audiovizualul. CEAU este cel care iarăși elimină tot ce înseamnă înțelegeri de cartel, concurență neloială, practici neloiale în publicitate și nu numai, să vedem ce facem și cu pozițiile dominante. Deci, de lucru este, cum zicea doamna Turea, avem foarte mult de lucru. Transparența proprietății, iarăși, să fie reală și aici trebuie să vedem ce mecanisme avem și cum putem și noi să ne asigurăm sau, iarăși, să venim și noi cu soluții ca această transparență a proprietății să nu să se ascundă în beneficiari și în offshore-uri, dar să fie una, să cunoaștem cine sunt beneficiarii finali. Bineînțeles, conținutul local și tot ce înseamnă respectarea legislației în ce privește alea 8 ore de content local, foarte important. Unul, să asigurăm că este respectată această prevedere, doi la mână, să venim și noi cu soluții ca să existe capacități pe piața internă pentru crearea acestui content local. Și nu numai contentul să fie local, dar să fie și de calitate, astfel încât să fie urmărit, astfel încât să merite producerea lui și această producere să fie viabilă și cumva să aducă și publicitate. Deci, cumva, dacă investește instituția media, atunci să poată să-și răscumpere efortul, ca să zic așa. Cred că, pe scurt, cam astea ar fi de direcțiile, cel puțin pentru o primă etapă. Mulțumim, Liliana! Cred că este într-adevăr un program foarte concludent, foarte interesant. Pe mine mă interesează personal, pentru că vin din domeniul culturii, acest patrimoniu cultural pe care trebuie să-l asigurăm, să-l punem în valoare, să nu permitem ca el să fie, cum se întâmplă astăzi, ca să fie eliminat din circuitul valorilor media. Și felicitări, cred că vei face treabă bună. O singură obiecție, cred că, din punctul meu de vedere, într-adevăr, trebuie să fim și parteneri pentru instituțiile media, care în primul rând înseamnă niște oameni care muncesc și mulți dintre ei sunt astăzi la un nivel de subsistență pe alocuri, dar și arbitru, nu jandarm, dar arbitru în aceste acțiuni. Aștept celelalte opinii, ca să o ascultăm și pe Aneta mai târziu. Mulțumesc.
O să fie propuneri, cred că mai târziu deja, deci cu ce putem completa. Eu aș propune la moment să facem o serie de consultări cu societatea civilă, cu furnizori, furnizori naționali, furnizori locali, ce probleme au, ce propuneri. Cu aceasta, eu presupun că dacă începem, vom cunoaște nevoile, deci și pe piață, și deci în societatea civilă. Deci rămâne să vedem în ce format și cum putem aceasta organiza, dar eu cred că asta este o nevoie stringentă la moment. Și sunt fezabile toate aceste propuneri. Aneta? Bine, mulțumesc în primul rând, doamna Râbca, pentru încredere. Eu așa, bineînțeles, subscriu la ce a spus doamna Vițu Ieșanu și eu urma să completez ce a zis doamna Mihalevski. Bineînțeles, toate lucrurile astea sunt importante. Eu văd cumva lucrurile și la nivel macro și la micro și pe partea de management, bineînțeles că vor trebui făcute niște lucruri pentru că sunt probleme în cadrul Consiliului, inclusiv cu resursele umane, cu oamenii care să vrea să lucreze cu noi, să poată să-și permită să lucreze cu noi în condițiile în care sunt astăzi în Republica Moldova. Și celălalt e, bineînțeles, misiunea Consiliului dată prin lege, prin cod, prin legislația audiovizuală, dar și prin misiunea sa ca în calitate de instituție publică, de garant al interesului public. Pe mine asta, cuvintele cheie pentru mine, astea sunt garant al interesului public, nu alte interese de niciun fel, nici economice, nici politice, nici de altă natură, doar al interesului public. Și aș adăuga doar, pentru că nu cred că merită să repet ce a zis Liliana, doar aș adăuga pentru mine ce e important, încă un cuvânt cheie, este educația. Educația media, educația pentru media, spuneți cum vreți, educație mediatică, sunt multe dezbateri la subiectul ăsta, dar cred că asta este cheia, nu în a interzice difuzarea anumitor conținuturi, dar în a educa publicul moldovenesc, moldovean din Republica Moldova, pentru ca el să discearnă, să știe cum să aleagă între eventual fals, adevărat, propagandă, nepropagandă, dezinformare și așa mai departe. Asta este un proces foarte lung, nu se face peste noapte, nu se face într-o zi. Evident că trebuie foarte mult efort și aici mizez foarte mult pe acel articol din cod care spune cooperarea cu societatea civilă, care pentru mine are un potențial foarte mare. O să-l testăm și o să vedem în ce măsură merge. Inclusiv să mergem pe experiența altor state care fac de mulți ani educație pentru media și încă nu se laudă cu prea multe lucruri, dar tocmai pentru ca să vedem cât este de greu acest proces, de nevoios. Și eu aș mai miza și pe cooperarea cu mediul academic, care cred că este important să-l cooptăm în această misiune a noastră comună de a răspândi în cât mai multe, la cât mai multe publicuri țintă educația pentru media, educația mediatică, ceea ce face, ce se face acum în cadrul cursurilor opționale e bine, dar nu este suficient și noi trebuie să dezvoltăm la mai multe nivele. Deci asta pentru mine ar fi chiar o prioritate și dacă ar fi să alegem, nu știu, domeniile, fiecare să fie responsabil de un domeniu, eu m-aș apuca să ghidez cumva chestia asta pentru că am și o mică experiență în domeniul ăsta. Și al doilea lucru pentru mine care este tot important și dureros este calitatea limbii române în conținuturile audiovizuale. Poate e prea mult spus, nu știu, dar pentru mine contează foarte mult să revenim și la monitorizările acestui aspect, pentru că e important. Și a limbii ruse, eventual, și găgăuze, și ucrainene, dar eu zic de română pentru că acolo chiar avem o problemă. Și nu în sensul celălalt că schimbăm Zolușca pe Cinderella, dar să aducem cenușarea sa acasă. Și să fie cu adevărat, și să nu mimăm cumva un accent de București sau nu știu ce, dar să fie o calitate a limbii în sensul cel mai frumos al cuvântului. Și eu știu că sunt în Moldova oameni care fac lucrul ăsta, monitorizează conținuturile și arată unde sunt gafele și din păcate nu se ține cont de chestia asta. Adică iarăși putem coopta, eu sunt sigur că se pot găsi modalități de a
de a face și monitorizări de felul ăsta, înainte ce au făcea chestia asta și cumva era o radiografie a acestui aspect. Nu știu, restul, da, bineînțeles, tot ce înseamnă, și același articol 17 cu retransmisiunile din afară, de exemplu, da, care a fost modificat, remodificat, mă rog, acolo putem să discutăm mult, dar este scris clar, chiar și cum l-au modificat ei acum un an, sau, deci și-au scris că toate conținuturile retransmise trebuie să corespundă concepției securității, da, așa se numește, eu, gen, securității informaționale și nu știu cum a statului Republica Moldova, chiar și așa, noi avem multe conținuturi care nu corespund acestei concepții și nu trebuie să vorbim neapărat de cuvântul, să băgăm cuvinte gen propagandă sau nu știu ce, care sperie, nu. Important este să facem ca legea să fie respectată și noi să, la rândul nostru, să supraveghem, să controlăm, da, cum scrie în cod. Cam asta ar fi în linii foarte mari, dar bineînțeles că sunt multe altele, da. Sper că... Da, dacă aveți întrebări... ...vei fi desemnată și prin vot, deci... și eu sunt de aceeași părere că trebuie să începem cu școala. Deci ca să fie educația media introdusă în curricula școlară, dar pentru asta e nevoie și de specialiști care să predeie, e nevoie de săli, de cinema. Precum știi, am și eu această experiență a Franței, da, unde există lecții de audiovizual în școală. Da. Copiii vin pregătiți, pentru că noi avem copii, în special în localitățile rurale, care n-au mers niciodată la un cinematograf într-o sală, cum n-au mers nici la un spectacol de teatru. Absolut. Pentru că educația media se face și prin teatru și prin cinema. Dacă în oraș, eu cunosc foarte multe școli care au și profil teatral, la țară, unde e cea mai mare populația noastră, lucrul ăsta este foarte grav, pentru că în felul ăsta noi renunțăm la o parte importantă a culturalizării în care constă. Deci, felicitări tuturor deocamdată pentru aceste propuneri care mie îmi par foarte bune și anunțăm o pauză de 15 minute pentru a pregăti buletinele de vot. Îmi cer scuze. Sunt la chetă. Deci am revenit după pauză și vă rog un pic de atenție, domnul Eugen. Ca membru CEA îi propune o declarație. Stimați colegi, potrivit articolului 78 din Codul Serviciilor Media Audiovizuale, alineatul 6, membrii Consiliului Audiovizualului, care în momentul desemnării se află în una din situațiile de incompatibilitate, au 30 de zile pentru a înlătura situația de incompatibilitate. Și ceea ce este mai important aici, scrie, în această perioadă, membrul CEA nu are drept de vot în cadrul Consiliului. Vreau să vă reamintesc, noi am fost numiți în funcție pe data de 3 decembrie, pe data de 5 decembrie eram deja în avion, am plecat din țară, pe data de 15 ieri m-am întors în țară, nu am avut timp să trec toate formalitățile în ceea ce privește demisia din funcția de președinte al Asociației Presiei Independente, deși pe data de 12 decembrie a fost desfășurată ședința online, documentele sunt transmise la Agenția Serviciilor Publice. În acea ședință, membrii API au luat act de demisia mea din funcția de președinte a API. 2. Sunt director la Business News Service, mai simplu portalul Mold Street. Și aici nu am avut timp, deși am pregătit documentele, am semnat documentele, dar nu am avut timp suficient astfel încât să înregistrez demisia din această funcție. Mai sunt președinte la Asociația Obștească Europass, Centrul pentru Inițiative Europene Europass. Respectiv, aici vă prezint extrasul din procesul verbal prezentat deja la ASP, este semnat, ștampilat și așa mai departe. Aici am ordinul de demisia mea din funcție cu data de ieri,
Da, eu m-am demis pe mine din funcție, respectiv astăzi nu mai sunt în această funcție. Aici am ordinul de demisia mea din funcție din cea de-a treia funcție. Am insistat să intervin cu această declarație pentru că oficial pe site-ul ASP-ului eu mai sunt încă președinte 1, președinte 2 și director 3. De fapt, nu mai sunt în aceste funcții. Vă mulțumesc. Ok. Deci, începem procedura de vot. Vă mulțumesc, Eugenia, că ați clarificat niște lucruri ca să nu apară suspiciuni și să vedem să alegem. Eu vreau să dați prezent cu urne goală. Da. Să nu fie mai membri. La cameră. La cameră, exact. Deci vom avea coletinele de vot și... Da, aici sunt 7 buletini de vot pentru președinte 7 buletini și vicepreședinte 7 buletini. Aici este ștampila, instalăm da, da. Cabina da, improvizată, da. Virtuală. Fiecare membru o să prefugăm președinte și să vă eminez două buletini de vot. Ce scuză, eu cred că fiecare trebuie să-și ia un buletin de vot sau Grigore să nu ok. Da, da, da. Poate mai duci. Da.
Circumurarea, da? Da. Procedura finalizată, începem numărarea voturilor. Călăcic. Scoate-mi iepurașul din pălării. Ai nevoie de asistență? Sau? Deci, de fapt, s-a votat în unanimitate. Avem 7 voturi pentru președintele Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițuieșanu, 7 voturi pro. Felicitări și mult succes. În teatru se zice baftă. Și la fel, pentru alegerea vicepreședintelui, numărăm toate buletinele. Toate sunt pro. Deci, felicitări, Aneta Gonța, să formați un cuplu fericit și să rezolvăm toate problemele pe care ni le-am pus. Sunt sigur că vor mai apărea și alte probleme pe parcurs. Procedura nu este finalizată, trebuie să adoptăm. Îmi cer scuză, procedura nu este finalizată, trebuie să adoptăm decizia Consiliului Audiovizualului. Îmi cer scuză. Ca urmare votului secret pentru candidatură la funcție de președinte al Consiliului, a votat 7 membri și tot ce au exprimat voturile pro. Partea decizională, supun votului cine este pentru a lua act de rezultatele votării prin care a fost ales în funcție de președinte al Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițuieșanu. A lua act de rezultatele votării prin care a fost ales în funcție de vicepreședinte al Consiliului Audiovizualului Republicii Moldova, doamna Aneta Gonța. Președintele Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițuieșanu, și vicepreședintele Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, vor exercita funcțiile începând cu data adoptării prezentei decizii. Felicitări! Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina noastră web. Felicitări! Ședința se declară închisă!